Bună ziua, bine v-am regăsit la Studio Politic, sunt Anca Sunciu. Alături de invitații zilei vom analiza cele mai importante informații ale orei. Condiția e acum asupra coaliției. Coaliția este hotărâtă să le retragă pe Cătălin Cârstoiu și o să meargă mai departe cu un candidat comun. Altul însă, cine va fi? Este întrebare care, până în acest moment, nu își găsește răspuns. Au fost făcute, să știți, o serie de propuneri, i-au refuzat însă pe rând Gabriela Firea, Sebastian Burtuja și Rareș Bogdan. Nu e un criminal, iertați-mă, înțeleg campania, înțeleg ce... Dom'le, e un medic de excepție. Nu fac din politică o carieră, nu e țelul meu acesta. Pentru mine nu era necesar să ajung primar general. E o situație grea, dar trebuie să ieșim astăzi cu o soluție finală. Dacă va fi nevoie, Partidul Național Liberal va avea propriul candidat. Nu este o problemă. Alianța PSD și PNL la primăria generală a Capitalei va avea un candidat unic. Dacă mergem cu candidat separat, dinamităm șansele lui George Tudor și al lui Rareș Bogdan. Azi o decizie finală? Să-l alegem pe Sadiq Khan, de la primarul Londrei. Nicușor Dan a ieșit la rampă și îl face interlop pe Cristian Popescu Piedone. Publică și un sondaj prin care arată că șansele sale au crescut. Potrivit ultimului sondaj comandat de primarul în funcție, se plasează la 46% și l-a depășit pe Cristian Popescu Piedone, care ar avea 41% din voturi. Primarul Capitalei, cu prima reacție după ce coaliția a decis, dar nu a anunțat încă înlocuirea lui Cârstoiu, imediat la Studio Politic. Situație tensionată pe flancul estic al NATO, ce cuprinde și teritoriul României. Rusia amenință din nou cu războiul nuclear. Reacția Moscovei a venit de această dată însă prin vocea ministrului rus de externe. Și asta după ce Polonia și-a anunțat disponibilitatea de a primi arme nucleare pe teritoriul său. Doar că Polonia face anunțul în cheia apărării de furia Rusiei, care militarizează tot mai mult exclava Kaliningrad. Între timp, România se pregătește de o achiziție militară uriașă din Coreea de Sud de $1 miliard. Problema este că nu are cine să lupte cu aceste arme. A fost dezastru la recrutare, aspiranții au căzut pe capete la proba sportivă și cea psihologică. Pentru că au rămas mii de posturi disponibile, Armata României trebuie să o ia de la capăt cu recrutările din luna mai. Și este informația momentului. În acest moment, liderii coaliției au primit la discuții și pe ceilalți membri ai PSD și PNL după o discuție în privat între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Pe surse știm în acest moment că Cătălin Cârstoiu va fi înlocuit. Coaliția nu mai merge pe mâna medicului la primăria Capitalei, însă nu a fost stabilit cine îi va lua locul, cine va candida la primăria Capitalei. Mai sunt 9 zile până ce... au la dispoziție timpul disponibil să găsească un înlocuitor, pentru că trebuie depusă candidatura. Și, de asemenea, foarte important, tot informațiile pe care le avem din această ședință e că PSD și PNL au decis totuși să meargă împreună. Exista și varianta candidaturilor separate. Sebastian Burduja, Gabriela Firea, Rareș Bogdan au refuzat să candideze din partea PSD și PNL la primăria Capitalei. Cine va fi candidatul? Urmărim aceste informații împreună cu colegele noastre. Până atunci, Nicușor Dan, primarul Capitalei, este acum în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc că sunteți cu noi la Studio Politic. Prima reacție după ce știm deja coaliția va renunța la Cătălin Cârstoiu, nu e clar însă dacă vor face anunțul astăzi sau în momentul în care vor găsi și candidatul. Curiozitatea noastră e dacă vă surprinde, dacă vă maximizează șansele această bâlbâială a coaliției. În mod evident este ceva neserios. Pentru moment eu nu am informația oficială că candidatul domnul Cârstoiu este retras. Însă, în orice caz, toată această delimitare pe care au avut-o ambele partide față de candidatul pe care l-au propus în urmă cu o lună, e ceva neserios și acum oricine își dă seama cât de complicat e orașul ăsta, cu probleme care vin din trecut, nerezolvate, lipsă investiții și E o misiune foarte, foarte grea pentru oricine, cu orice competențe manageriale, să facă un proiect pentru București în 7 săptămâni.
Gabriela Firea a refuzat, înțelegem, liderii PSD pentru această candidatură. Credeți că va ajunge să fie candidatul coaliției, având în vedere cum stă în sondaje, în sondajele de la cele două partide? Păi, în momentul acesta, în lipsa unui candidat viabil din partea celor două partide, datele din sondajul pe care l-am prezentat și cumva coerent toate sondajele care au apărut pe piață în ultimele săptămâni arată că, fiind alegeri într-un singur tur, lupta s-a polarizat deja între primii doi clasați, Cristian Popescu, Piedone și cu mine, și avem fiecare 40-45%. Și atunci e foarte greu pentru oricine să intre pe ultima 100 de metri în această campanie, pleacă cu un handicap foarte, foarte mare. Cam asta este. Și atunci varianta ar fi Firea. Asta e reticența legitimă a oricui din cele două partide de a intra în această competiție în acest moment. Am vorbit de reticență mai degrabă. Am crezut că, explicând acest tablou, spuneți că până la urmă trebuie să se uite în sondaje și să vadă candidatul care poate strânge până la urmă voturi. Dar într-o competiție, dumneavoastră, Gabriela Firea, cine credeți că va câștiga în 2024, 9 iunie? Păi, în primul rând că avem candidatul Cristian Popescu Piedone, care deja a strâns foarte mulți aderenți, oameni care uzual votează PSD. Și atunci, în condițiile în care el rămâne în cursă, un candidat PSD își va împărți, orice candidat PSD își va împărți voturile cu el. Cu Gabriela Firea, mie mi-ar fi plăcut să am o dezbatere, pentru că putem să comparăm ce a făcut domnia sa în 4 ani și jumătate cu ce am făcut eu în 3 ani și jumătate. Cât kilometri de conductă a făcut fiecare, de ce n-a adus autobuzele, troleibuzele, tramvaiele pe care le-am adus, cu ce situație financiară lăsă în primăria la sfârșit de mandat. Deci aceasta mi-a fost o dezbatere pe care aș fi vrut să o am. Care este relația dumneavoastră cu președintele Klaus Iohannis? Ne puteți da detalii despre această relație? Ne-am întâlnit de câteva ori. Adică a fost ne-am întâlnit și a fost public atunci, înainte de alegerile din 2020. Și în timpul acestui mandat am avut, nu știu, de 2, 3, 4 ori am avut niște chestiuni care țineau de relația mea cu guvernul, nu cu președinția, cu guvernul, și atunci, pentru că domnia sa avea influența asupra guvernului, m-am dus să-i cer sfatul și ajutorul. Și de fiecare dată m-am primit și am vorbit. Cam asta a fost. Mă gândeam dacă președintele Klaus Iohannis sau lider din PNL, care dintre cele două tabere se opun susținerii dumneavoastră în capitală? Un alt scenariu discutat în aceste zile, din partea PNL. Eu cred că dacă alegerile locale nu ar fi fost suprapuse cu cele europarlamentare, ar fi fost o șansă ca coaliția cu care am funcționat, USR, PNL, PMP, Forța Dreptei, să continue în București. Dar așa, pentru că avem această suprapunere și pentru că în alegerile europarlamentare cele două partide, PSD-PNL, merg împreună, ar fi fost straniu ca la principala alegerea locală, cea mai mediatizată, cea de la primăria capitalei, ele să meargă separat, ba chiar în alianțe diferite. Ăsta e motivul. Altfel, pe mine în 2020, eu am avut în 2020 sprijinul PNL-ului, cum l-am avut pe cel al USR-ului. M-au votat oameni care votează uzual PNL-USR. Am încercat să mă achit de mandatul ăsta cât mai bine. Sondajele spun că oameni care votează uzual PNL înclină să mă voteze pe mine în momentul acesta, deci ar fi fost firesc. Numai că suprapunerea a adus ca această alternativă să nu se concretizeze. Varianta ca Adrian Străinu Cercel să candideze la primăria capitalei ar fi reapărut în această discuție în coaliție. Vi se pare un candidat puternic? Eu cred că oricine ar fi în momentul acesta de la cele două partide
Lupta este deja polarizată între mine și Cristian Popescu Piedoneș și e greu să se schimbe această situație, de fapt. Bun, și ne uităm atunci la sondaje, îi invit pe cei de acasă, pentru că am luat cifrele din sondajul pe care dumneavoastră l-ați comandat în martie și în aprilie și remarcăm o creștere în ce vă privește. În martie erați la 39,3%, acum, în aprilie, sunteți la 40,4%, nu, de fapt, în aprilie 46,1%, vedeți în dreptul fotografiei lui Nicu Șordan, martie și aprilie. În martie, pe primul loc, era Cristian Popescu Piedone, potrivit sondajului pe care l-ați publicat pentru Primăria Capitalei, însă șansele lui au scăzut acum în aprilie și ați reușit să-l depășiți cu 5%. De ce? E întrebarea. Eu cred că sunt mai multe explicații. În primul rând, devansare. Noi ne așteptam și planul meu de comunicare era pentru luna septembrie. Da? Deci această devansare a alegerilor locale, vă aduc aminte că a fost o lungă discuție, ne-a luat pe toți prin surprindere, inclusiv pe mine, și atunci eu am venit cu un deficit de comunicare pe care am încercat inclusiv cu outdoor, cu reclame plătite pe online să surmontez acest deficit de comunicare. Am plătit, am sponsorizat pe online lucrurile pe care le-am făcut. Lumea a devenit mai atentă la alegerile locale, deci asta ar fi un motiv. Și al doilea motiv, în opinia mea, este și cine era candidatul coaliției. Pentru că în martie, în ipoteza Sebastian Burduja, așa cum se prefigura atunci, Sebastian Burduja lua dintr-un public liberal. Sebastian Burduja era la 16%, acum exact. Cătălin Cârstoiu îl vedem la 10% în sondajul dumneavoastră. Dar ce e important în comparația celor două poze este că Sebastian Burduja lua dintr-un public liberal, deci din publicul pe care și eu îl țintesc, pe când domnul Cârstoiu ne arată sondajele în slide-uri pe care tehnice pe care nu le-am făcut publice, arată că ea mai degrabă din publicul PSD. Vă așteptați ca PSD să-l susțină din umbră, dacă vreți așa, pe Cristian Popescu Piedone? Nu știu, dar nu este exclus. Adică am auzit de la... Nu este exclus să-l PSD susțină oficial sau să vină cu un candidat mai slab? Nu e exclusă nicio variantă. Pe mine mă miră că lideri importanți ai Partidului Social Democrat spun public cât de bun primar de sector este, în condițiile în care e departe de a fi un primar de sector bun. Și vă așteptați să vă sune telefonul dinspre PNL? Eu sunt un om politic și telefonul meu este deschis. M-aș bucura, dar cred că în contextul actual cu această suprapunere de... M-aș bucura pentru că am avut o relație foarte bună în acești 3 ani și jumătate cu consilierii general PNL, cu partidul în ansamblu, așa cum am avut cu USR, cum am avut cu PMP-ul. Însă contextul este cu suprapunerea de europarlamentare, nu dau mari șanse acestui telefon care să vină. Dar dacă e să sune dinspre PNL, de unde așteptați telefonul? Păi de la conducerea PNL-ului, dar cum v-am spus, sunt un om realist. Aveau o condiție, să intrați cu carnet de membru în Partidul Național Liberal. Reluați discuția aceasta? În momentul acesta sunt candidat independent, n-aș putea și cum n-aș fi putut nici acum 2 luni, nici acum 6 luni când au avut loc discuțiile, pentru că... Există un public de dreapta care e împărțit între PNL și USR și partide mai mici, Forța Dreptei, PMP, Reper. Și la fel cum nu m-aș fi înscris în USR ca să trădez într-un fel publicul PNL care m-a votat, nu m-am înscris nici în PNL ca să trădez publicul USR care m-a votat. Asta a fost modul în care eu am candidat în 2020 și a fost o decizie politică corectă a ambelor partide atunci și ăsta e publicul care încerc să le satisfac cât mai mult din așteptări.
Mulțumesc, Nicu Șordan, primarul Capitalei, în direct la Studio Politic. Ne mutăm atenția acum înspre masa de dezbatere a studioului politic pentru a analiza ultimele informații care au venit dinspre coaliție. Robert Sighertău din partea PNL, Victor Ilie din partea USR, Gabriel Zetea din partea PSD. Mulțumesc că sunteți cu noi. Domnule Zetea, ce face PSD acum? Va avea candidat propriu sau merge împreună cu PNL în continuare? Sunt la masă cu dumneavoastră acum, nu sunt la ședința coaliției. O să ajungă, sper, astăzi, la o concluzie liderii coaliției pentru a ști cu toții direcția în care merge în acest moment, cel puțin în București, coaliția. Evident, pare. Adică e o concluzie de bun simț să spui că în acest moment hotărârea care a luat-o coaliția acum o luni de zile cu desemnarea domnului medic Cătălin Cârstoiu nu a fost cea mai inspirată. Da. De ce ați mai comasat alegerile locale cu europarlamentare? De ce le-ați devansat? Și de ce aveți candidat comun cu PNL, deși nu aveți candidatul? De ce ați mai făcut toate aceste mișcări? Da, lucrurile sunt diferite. Una sunt alegerile locale și, în special, alegerile locale, candidaturile uninominale ale primarilor, ale președinților de consiliu județean, și asta este scorul politic care se obține, de exemplu, alegerile europarlamentare. Alianța PSD-PNL nu este constituită pentru alegerile locale, sub nicio formă. Nu există niciun impediment acolo de a candida împreună sau separat și oricum în 99% dintre cazuri PSD și PNL candidează separat. Scopul alianței PSD-PNL este ceea de a arăta că România este stabilă din punct de vedere politic, de a arăta Bruxellesului, Comisiei Europene, NATO... Cum e stabilă dacă nu are variantă la primăria capitalei cele mai multe voturi adică după președintele României? Vorbim despre un om? Adică nu are un om să candideze într-o funcție uninominală care oricum e independent. Că nici Nicu Șordan nu e candidatul unui partid politic. Al doilea independent pe care... Nu e candidat Cătălin Cârstoiu și femeia independentă de la europarlamentare. Dar nu vorbim politic, dacă vă uitați pe toate sondajele de opinie, inclusiv pe cele comandate de către Nicu Șordan, o să vedeți alianța PSD-PNL pe primul loc. Este alianța care conduce în topul preferințelor electoratului, așadar votul politic pentru ceea ce ne interesează pe noi, aceea de a vedea că România au încredere în această coaliție pentru a crea stabilitate în România, este ok, doar că alegerea, în ceea ce privește candidatul, care ține până la urmă și de personalitatea candidatului, nu a fost una care să genereze până la urmă creșterea la care ne-am așteptat, notorietatea pe care să o aibă și încrederea pe care să o câștige în rândul bucureștenilor. Adrian Străinu Cercel, Rareș Bogdan, Sebastian Burduja, Gabriela Firea, ce nume ați mai auzit dumneavoastră? Ei, Gabriela Firea și Sebastian Burduja nu cred că pot să fie candidați în acest moment. A fost această discuție acum o lună de zile, nu au putut, și-au dorit atunci să candideze ambii. Dacă în acel moment ar fi fost candidați, ar fi fost perfect oricare dintre ei. În acest moment ei nu mai pot să revină, pentru că au vrut, n-au primit această nominalizare. Ei, acum ar fi rândul altora. Nu știu, eu l-aș vedea chiar pe Rareș Bogdan. Unul dintre oamenii buni care să candideze în București este unul care, omul care vorbește foarte mult despre București în toată această perioadă. Este ca pedeapsă pentru că i-a spus medic de genunchi lui Cârstoiu? Păi înțelegem că nu vrea Rareș Bogdan. Am înțeles că nu vrea. Acum nu e neapărat după vrute și nevrute aici. Dacă tot își dorește și face campanie în București la televizor, dacă tot l-a criticat pe Cârstoiu, asta simțiți când... Haideți să vină, să-și asume. Domnule Sighertău, Marcel Ciolacu a spus așa: adevărul a ieșit la iveală. Gabriela Firea nu a avut nicio treabă cu azilele groazei. E declarație pe care a făcut-o în fața mai multor membri de partid și spune: când am ajuns la guvernare, normal că au început să apară nenorocirile. Nenorocirile respective erau știute din februarie, parcă noi am intrat în august. Am început guvernul atunci. Știți foarte bine la ce mă refer, la azilele groazei, și vorbește despre scenarii care s-au clocit și un atac care s-a pregătit pentru Gabriela Firea, trage o concluzie însă la final, însă după niciun an de zile adevărul a ieșit la iveală, Gabriela Firea nu a avut nicio treabă cu azilele groazei, Marius Budăi nu a avut nicio treabă cu azilele groazei. Vreau să înțeleg cum vă traduceți dumneavoastră explicația asta, sau dacă sunteți de acord, doar adevărat sau fals? Este fals, nu este sincer domnul Ciolacu. El a contribuit la căderea sau decăderea doamnei Firea, știm foarte bine animozitățile din PSD. Sigur că acum ar introduce o luptă pentru că știe sigur că nu va putea câștiga. Domnul Ciolacu are o frică tot timpul de ce de lângă el, pentru că, sigur, e o luptă de putere în Partidul Social-Democrat. Social-Democrat, și noastră însă pe mine, cum se pe mine ce mă deranjează foarte mult este poate că... Poate că ar fi mult mai elegant să vorbim în despre acest partidul moment, pe care îl reprezentat, Partidul Național Liberal este pus într-o situație proastă, exact din cauza Partidului Social-Democrat, care n-a fost onest în această coaliție de la București. Eu țin minte și acum, când s-a lansat domnul Cârstoiu, că domnul Ciolacu se certa cu domnul Piedone
Și am spus încă de atunci că o parte mare din PSD îl susține pe Piedone la capitală. Ei bine, acum încep să se vadă toate aceste lucruri și să se dovedească public că jocul PSD-ului n-a fost unul cinstit. Ei aveau nevoie de un candidat care să rupă de la Nicușor, să câștige Piedone. Noi ne doream să avem un candidat care într-adevăr să câștige. Eu am spus încă de la început, Partidul Național Liberal, ca partid de dreapta, trebuia să aibă într-un fief eminamente de dreapta, trebuia să aibă un candidat din partea Partidului Național Liberal. Nici acum nu este târziu. E clar că în situația asta să de criză... Dumneavoastră dați vina pentru această situație de criză, exclusiv pe Marcel Ciolacu și pe PSD? Nu, eu dau vina, în primul rând, că am ajuns în situația asta. Și da, parte mare din vină are PSD-ul, că nu este onest în parteneriatele pe care le face. Și știți acest lucru. Bun, sunt informații, ascultați-mă puțin până la capăt, că vreau să lămurim acest lucru. Sunt informații potrivit cărora numele Cătălin Cârsoiu a fost propus de Marcel Ciolacu în ședință, însă după discuții cu președintele Klaus Iohannis. Și că, de fapt, președintele Klaus Iohannis l-ar fi propus. E real? De unde? Nu am de unde să știu lucrurile astea și chiar nu mă interesează. Acum este o situație de criză. Ar trebui să vă intereseze. Pe mine mă interesează acum. Gândiți-vă că eu... Și acum două minute ați vorbit speculații. Eu, la Bistrița Năsăud, sunt într-o luptă împotriva PSD-ului, dar și împotriva unui baron local și a unei caracatițe corupte de acolo. Și la nivel național, la București, știți ce se întâmplă? Din Bistrița Năsăud, o să vă rog este să folosiți în acest moment expresiile corecte, un talmeș, barmeș, pentru că nu avem candidat. Niște oameni care au câștigat ce încrederea. Ce spune electoratul de dreapta, doamna de Suciu, despre București? Ce zice electoratul? Domnul Zete are nevoie de educație. Spus de o conducere coruptă, să-i dați dreptul la replică și domnului Zetea. Nu, dar nu se adică vorbească să nu vorbiți unul peste mine, celălalt. Dar eu vreau dar să ajung... să aduceți și dovezi când spuneți asta. Da, aducem dovezi care foarte multe și bistrițenii știu foarte bine. Nu știu, spuneți-le, că bistrițenii ceea ce vreau nu eu să vă bine. Spun este faptul că la București nu este în regulă acum ca electoratul Partidului Național Liberal să nu aibă un om pe care să-l susțină. Asta nu este în regulă. Nu sunteți de acord cu candidatul comun? Doi. Păi, nu, dar e vorba că se retrage, e vorba de această nesiguranță care, vă dați seama că mai departe, în rândul electoratului, se transmite și se simte foarte prost. Și cine ar fi acest candidat al PNL? Trebuie să fie un candidat asumat din rândul prim-vicepreședinților, că este Dan Motreanu, că este Rareș Bogdan, care are notorietate, pentru că în situații de criză, trebuie să-ți asumi. Rareș Bogdan a spus că nu este de acord să fie primarul capitalei, că i s-ar fi propus, l-am întrebat, pentru că informațiile erau... Sigur, doar vreau să mă lămuresc asta cu domnul Siriar tău, apropo de Rareș Bogdan. Îl vrea partidul, poate refuza Rareș Bogdan? Sigur, va fi o discuție. Cum funcționează? Pentru că în cazul lui Nica de la Timișoara n-a putut refuza, l-a dat afară din partid. Vreau să înțeleg cum funcționează lucrurile. Nu l-am dat, eu am votat împotrivă. Știți părerea mea în fieful de dreapta Timișoara. PNL, trebuie să vă asumați că faceți parte din partidul acesta. Sunt o minoritate, mi-asum că fac parte din PNL, nu-mi convine că suntem în alianță cu PSD, dar țin la partidul ăsta și o trecut prin vremuri mai grele și totdeauna și-a revenit la un moment dat, că este un partid de dreapta votat de români. Deci nu e un număr otrăvit ce spune PSD, că Rareș Bogdan ar trebui să candideze și PNL l-ar susține. Nu știu dacă este un număr otrăvit și care sunt opiniile dânșilor, dacă e opinia PSD-ului sau numai domnului Zetea, însă e foarte clar că noi, și vreau să fiu, să subliniez acest lucru, că știu intențiile PSD-ului, ei vor să-l propună și să susține pe Cristian Popescu Piedone. Da. Din umbră, oficial? Din umbră, dar chiar oficial. Și se vehicula acest... Nu vom cum susține. Cum vine asta din umbră, dar chiar electoratul oficial? Partidului Național Liberal și, în general, electoratul de dreapta nu îl votează pe Cristian Popescu Piedone. Și eu voi fi împotriva acestui lucru. Deci nu avem cum să susține pe Cristian Popescu Piedone și trebuie să audă și PSD-ul lucrul ăsta, pentru că știm foarte bine că sunt oameni care susțin, inclusiv primari de sectoare, susțin candidatura lui Popescu Piedone. Dreptul la replică pe care l-ați cerut. Așa cum în PNL sunt foarte mulți oameni, așa cum este domnul Sighiar tău, care nu suportă actuala conducere de partid și care încearcă prin orice acum apariție, prin orice în eroare publică, toată povestea asta, să asta să demonteze această construcție. Poziția domnului Sighiar tău, poziția domnului Sighiar tău în interiorul Partidului Național Liberal este una extrem de șubredă. Sunt 3-4 oameni nu, este care au una votat liberală. În cadrul comitetului. Eu am înțeles. Domnul Zetea vrea să controleze și PSD-ul, și pentru că dar în Partidul Social Democrat, având tendințele eu astea comuniste, iar vrea să controleze vreau și Partidul Național. Nu, să nu vă înțeleagă nici cei de acasă. Nu e doar deranjant pentru noi, să știți. Tocmai mi-a spus domnul Sighiar tău că nu se reușește să poți să vorbești. Terminați-vă ideea. Vă mulțumesc.
Partidul Social Democrat a întins o mână de ajutor la dolențele Partidului Național Liberal. Sigur că nu a domnului Sighetău. Deci ar fi prea multe. Domnul Sighetău și-a dorit așa. Candidatul. Partidul Național Liberal să aibă un succes electoral major la alegerile europarlamentare, pentru că apoi să poată să facă congres, să schimbe pe domnul Ciucă. Cam asta da, ar fi fost planul sunt deducțiile celor 3-4 oameni din Partidul Național Liberal care fac o poziție acestei nu v-au votat în 2020. Bun, mergem mai departe. Haideți să ne uităm la o declarație din 21 martie al președintelui Claus Iohannis. Foarte scurt. Nu există. Sunt vecini, sunt din Maramureș, oameni buni. Locuiesc acolo, nu sunt bucureștean. În Bistrița nu există și n-am citit în viața mea vreo acuzație de corupție la adresa președintelui Consiliului Județean Radu Moldovan. Bistrițenii au votat de fiecare dată în ultimii foarte mulți ani de zile Partidul Social Democrat și pe Radu Moldovan și nu l-au votat pe Robert Sighetău și echipa Partidului Național Liberal. Scorurile electorale obținute de către PSD în Bistrița sunt cu ordin multiplicator de 2-3 față de Partidul Național Liberal. A câștigat ultimele alegeri la Bistrița Năsăud și cele parlamentare. Care? Aveți președinte din Consiliul Județean? Și cele parlamentare știți foarte bine. Am câștigat mai puțin. Și vă rog reacție la ce a spus, că nu există nicio problemă apropo de corupție. Care sunt problemele de corupție? Sunt probleme. De exemplu, vă dau unul simplu. Acum PSD-ul, da, merge în campanie cu Radu Moldovan, cu broșuri printate din banii publici, da? Astea sunt publice lucrurile, da? Sunt publice deci cu PSD-ul se folosește banii publici. Apoi, sunt o grămadă de acuzații pe care le va aduce și public despre contracte, da, publice, despre contracte publice, da, care sunt majorate cu peste 50-80% față de licitația actuală, da? Ați făcut vreuna publică până în acest moment? Am făcut și voi mai face, da? Eu n-am văzut. Normal că vom face sesizări peste tot, pentru că știm foarte bine caracatița. Iar Radu Moldovan, până în acest moment, ne urmează să facem. Nu vorbiți mai tare decât mine, vă rog frumos. Domnul Zetea, avem cea mai scumpă apă din regiune. Iar domnul Radu Moldovan, fratele dânsului, da, este acolo angajat. Eu am cum înțeles. Se folosește asta? Ce ziceți de asta? Acuzațiile vreți de corupție, vreți care le-a spus înainte, nu vă bate de tot. Domnule Sighetău, vă vom opri microfonul dacă nu vă aveți argumente. Nu aveți argumente. Nu aveți igiena dialogului, domnilor. Igiena dialogului vă sună cunoscut? Vă rog frumos să-l ascultăm împreună pe președintele Claus Iohannis. Din 21 martie, în prima sa declarație despre Cătălin Cârstoiu, nu credea în șansele acestuia. De pe atunci. Avem la primăria capitalei un candidat susținut, un candidat comun susținut de PSD și PNL și Nicușor Dan, care a fost susținut de PNL. Dumneavoastră, pe cine ați votat? Ce spun? Okay. Să-și anunțe candidatura și pe urmă discutăm. Vă amintiți cu pe cine votați acum vreo mai mulți ani și pe urmă nu s-au mai prezentat. Domnule Victor Ilie, ideea e că deja era anunțat Cătălin Cârstoiu, doar că președintele Claus Iohannis a ținut atunci să spună să vedem dacă va fi în final candidatul coaliției PSD-PNL. Asta suprapus cu informația în contradictoriu că tocmai președintele Claus Iohannis l-ar fi propus pe Cătălin Cârstoiu coaliției. Eu cred că acum e un joc de aruncare a vinei în coaliție și e unul dintre chestiunile absolut ridicole care se întâmplă. Primul pe care l-aș puncta este că Partidul Comasat Român, care plănuia să guverneze România pe următorii 10 ani, deci vor să ocupe toate funcțiile importante din stat, inclusiv primăriile deținute de USR, acolo au făcut front comun, vor să aibă candidați comuni contra primarilor USR, au găsit ei care e de fapt problema în România și primarii USR sunt cei care trebuie schimbați. Este ridicol cum aceste două partide nu au un candidat credibil deocamdată pentru primăria București, care este cel mai important fotoliu scos la alegeri acum în 9 iunie. Asta e primul lucru ridicol. Al doilea lucru ridicol este legat de o posibilă susținere de către PSD a unui candidat care și asumă eticheta de interlop, care și-a pus 46 de rude, prieteni în primăria pe care o conduce, primărie de care sunt mulțumiți 11% din cetățeni. Da, despre performanțele sale despre piedone. Și de unde există vreo declarație a unui lider al Partidului Social? Deci,
faceți o acuzație fără să existe ceva în spatele ei? Vorbiți, unde că există? Nu o să vă las să vorbiți. Vorbiți peste, vă las și vă spun eu că l-am văzut. Eu știu pe domnul Zeca. Unde există vreo declarație a Partidului Social Democrat în care s-a vorbit despre susținerea pentru piedone? Pentru că eu știu doar așa. Este bine cunoscut. Piedone s-a certat public cu președintele Marcel Ciolacu. Este ridicol. Puteți să vă abțineți un pic. Cum e ridicol? Este ridicol. Este bine cunoscut. Este bine cunoscut. Este bine cunoscută apropierea dintre piedone și Marcel Ciolacu. Astea sunt niște chestiuni și vom vedea până la urmă adevărul va ieși la iveală. Dar este ridicol că se ia în considerare și domnul Sigartău, care face parte din coaliție, ne zice că există înclinația asta și PNL refuză categoric susținerea lui Piedone. De ce refuză? Pentru că s-a discutat lucrul ăsta. Și atunci ăsta este un lucru ridicol. Un alt lucru ridicol este cum se invită PSD-ul invită candidați de la PNL și PNL invită candidați de la PSD să candideze acum la primăria Capitalei pentru că știu că vor pierde. Dar este absolut ridicol când partidele care vor să guverneze România nu au un proiect. Și s-a ajuns la lucrurile astea. De ce? Pentru că nu interesează cetățenii, nu interesează proiectele pentru București, îi interesează puterea și atât. Ei vor să acapareze România, vor să acapareze București, primării unde este USR-ul, pentru că vor să dețină controlul pe banul public. Au făcut asta. Și mai e un lucru ridicol. Se acuză unii pe alții de corupție. Când avem portbagaje pline de bani la PSD, când avem sute de mii de euro nejustificați la liderul PNL de la Prahova, asta este absolut ridicol. Și românii trebuie să înțeleagă că au alternativă pentru o Românie modernă. Și în București, cu candidatul Nicu Șordan, susținut de USR și Alianța Dreapta Unită, și în celelalte orașe. Avem inclusiv vești cu privire la Constanța, unde candidatul Stelian Ion va câștiga primăria pentru că acolo nu există din nou candidat credibil din partea Partidului Social Democrat și a Partidului Național. Domnule, un minut. Convingeți-ne că PSD nu va susține pe Cristian Popescu Piedone, că toate scenariile Partidul Social Democrat a luat pe masă, inclusiv cu această variantă. Partidul Social Democrat a luat acum câțiva ani de zile câteva decizii de care cred că ne-am ținut în spațiu public și nu cred că cineva poate să ne contrazică. Nu o să candideze numele Partidului Social Democrat și nu o să fie susținut pentru nicio funcție de demnitate publică, niciun om asupra căruia planează suspiciuni de integritate și suspiciuni de corupție. Lucrurile astea sunt certe. Uite, la USR nu se mai întâmplă lucrul ăsta. La USR, de exemplu, se pot susține și penali. După definiția pe care o aveau ei în mandatul trecut, definiția în ceea ce privește penal. Doamna Clotilde Arman, conform definiției USR-ului de acum 4 ani de zile, ar fi fost penal. De acum 4 ani era deja inițiativa fără penal în funcție. Am înțeles. Primarul din Bacău ar fi fost de asemenea penal în numele USR-ului. Deci Partidul Social Democrat nu va susține sub nicio formă niciun candidat asupra căruia planează suspiciuni de integritate și de corupție. Și planează aceste suspiciuni asupra lui Cristian Popescu Piedone, ne spune. Niciunul dintre candidați, domnul Crăstoiu, dacă ar avea o decizie agenției naționale de integritate, nu poate să candideze. Răspundeți-mi de Cristian Popescu Piedone, că asta v-am cerut. Planează suspiciuni se referă la de integritate de asupra lui Cristian Popescu Piedone? La orice candidat. Nu sunt eu în măsură să iau decizii pentru București. Dar eu vă spun că decizia asta a Partidului Social Democrat legată de integritate și de corupție, n-am eu cum să spun eu că PSD nu-l susține PSD pe Piedone. Evident acest lucru. Pentru că singurii care s-au certat cu Piedone public în toată această perioadă este Marcel Ciolacu. Mulțumesc și candidatul susținut de către Alianța. Scurtă pauză, revenim la discuția noastră. Revenim imediat la studio politică. Revenit la studio politic, suntem în direct și vorbim despre situația tensionată de pe flancul estic al NATO, ce cuprinde și teritoriul României. Rusia amenință din nou cu războiul nuclear, iar reacția Moscovei a venit de această dată prin vocea ministrului rus de externe, după ce Polonia și-a anunțat disponibilitatea de a primi arme nucleare pe teritoriul său. Doar că Polonia face anunțul în cheia apărării de furia Rusiei, care, potrivit unor surse, militarizează tot mai mult exclava Kaliningrad. Între timp, România se pregătește de o achiziție militară uriașă din Coreea de Sud de $1 miliard. Despre vizita președintelui Klaus Iohannis la Seul vorbim imediat. Vorbim și despre faptul că avem o problemă cu recrutarea oamenilor în armată. A fost un dezastru la recrutare. Aspiranții au căzut pe capete la proba sportivă și la cea psihologică. Despre toate discutăm cu Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Pentru început, această amenințare din partea Rusiei
și faptul că România se înarmează, dar nu avem cu cine și dacă am avea aceste arme, sau cel puțin aceasta este imaginea, fără să te uiți la prea multe detalii când vine vorba de armata României, cât de corectă este această percepție? Nu este vorba despre percepție aici. Armata României are nevoie de foarte multe achiziții pentru a se dota la nivelul armatelor moderne din ziua de astăzi. Nu este un secret, a spus-o foarte clar și șeful armatei, generalul Vlad, au spus-o și alții. Am văzut că n-am reușit să cheltuim întreaga sumă alocată anul trecut, s-au făcut plăți în continuare în primele luni din acest an, sunt programe în derulare, s-au făcut pași înainte, este adevărat, dar este mult până să se ajungă la un nivel de echipare, la un standard satisfăcător în acest moment. Avem multe de făcut și vedeți că armata se confruntă cu numeroase probleme. Odată lipsa armamentului modern, echipamentelor moderne, pe de altă parte legate de pregătire, legate de resursa umană. Deci este un complex de factori și este evident că trebuie luate toate măsurile pentru ca armata României să crească în următorii ani, atât din punct de vedere numeric, dar și din punct de vedere calitativ. Foarte important despre această amenințare a lui Sergei Lavrov. Dacă Polonia va primi pe teritoriul său arme nucleare, vor răspunde cu un război nuclear. Bun, este retorica nucleară a Rusiei, pentru că folosește foarte mult această temere legată de izbucnirea unui război mondial, unui război nuclear. Rusia știe foarte bine că societățile libere nu-și doresc război, nicio societate democratică nu-și dorește război, societățile libere nu pornesc la război decât dacă sunt atacate și atunci se mișcă destul de greu. Pentru că atunci când sunt amenințate, consideră că trebuie să facă toate eforturile diplomatice, economice, astfel încât să nu escaladeze situația. Ce s-a întâmplat? Acest lucru s-a întâmplat și față de Rusia. Am văzut cât de greu Occidentul a livrat arme Ucrainei după ce aceasta a fost atacată. A primit foarte greu arme, începând cu arme, să spunem, de mică anvergură până la arme mai complexe, mai sofisticate. Dar a luat timp. Deci folosește această retorică Rusia pentru a juca pe această carte, a intimida, a speria și a obliga statele care furnizează ajutor Ucrainei să nu mai furnizeze acest ajutor și de asemenea să intimideze statele vecine Rusiei să se înarmeze. Pentru că ce înseamnă această declarație pe care o face Polonia de fapt? Înseamnă o declarație de descurajare. Nu ne atacați, spun polonezii, pentru că avem arme extrem, extrem de puternice. Asta înseamnă descurajare. Iar tocmai pentru a nu achiziționa, nu găzdui asemenea arme, spune, noi începem războiul nuclear. Este un joc pur și simplu psihologic pentru ca descurajarea să nu funcționeze. Dar am văzut că o țară slabă este victimă sigură și numai un stat puternic cu garanții de securitate este ferit de o agresiune, așa cum s-a întâmplat în cazul Ucrainei. E un stat neutru, nu a avut o armată extrem de puternică și a fost agresată, este iată invadată și supusă unui război extrem de dur. Haideți să ne uităm la ce face România și cum se pregătește în această perioadă sub aceste amenințări. Și e bine să amintim că în urmă cu 3 luni armata României a început recrutările. La acest aspect mă refer. E vorba de Ministerul Apărării care a scos la concurs undeva la 5.000 de posturi. Vorbim de soldați profesioniști în diferite structuri. Fie că e vorba de forțe aeriene, forțe terestre, ori navale. S-au înscris la concurs aproape 6.500 de candidați, potrivit informațiilor pe care le avem. Toți au avut însă de parcurs 3 probe și aici apar problemele. A fost o probă sportivă, una medicală, una psihologică. Prima probă presupune un traseu utilitar. Dacă vreți, e similar cu traseul sportiv pe care îl au de parcurs candidații la Academia Militară. Și o alergare de o distanță de 2 km.
un sfert dintre candidați au picat chiar de la această primă probă. Apoi aproape 20% au picat la proba a doua, cea psihologică, iar la cea medicală 12%. Asta înseamnă că au fost recrutați undeva la mai puțin de 2500 de candidați, așa că rămân disponibile alte 60% dintre posturi, motiv pentru care armata organizează o nouă recrutare în mai. Dacă e să ne uităm la salariu, cum sunt remunerați cei admiși, vorbim de salarii cuprinse între 4.000 și 5.800 de lei. Despre acest fiasco al recrutării, Ion Meioniță, ce ne arată el? Este o problemă, vorbeam despre resursa umană pentru armată, este un eșec nu al recrutării, este un eșec al sistemului de sănătate publică și al sistemului de educație. Pentru că avem, iată, tineri, generație tânără, care este departe de a fi într-o formă fizică acceptabilă, să spunem. Au fost respinși 60%, în principal din motive legate de condiția fizică, de îndeplinirea unor baremuri medii, nu au fost niște standarde foarte înalte, nu era nevoie să fii sportiv de performanță ca să treci aceste teste fizice. Apoi au mai fost evaluările medicale, unde de asemenea n-au trecut 12%. Vă dați seama ce mult. Și evaluarea psihologică. Așa încât te întrebi care este starea de sănătate a generației tinere, ce se întâmplă cu pregătirea fizică, cu sportul în școală, cu sportul de masă. Se pare că România nu mai are așa ceva și asta are influență extrem de gravă asupra stării de sănătate a populației în general, că vă gândiți că un tânăr care nu are niciun fel de pregătire fizică în câțiva ani de zile se va confrunta cu probleme de sănătate și va avea nevoie de tratament de specialitate. Așa încât este un eșec general. Ce facem peste câțiva ani dacă 60% din populația României tânără nu reușește să treacă niște probe fizice medii? E un semnal de alarmă. Nu armata este de vină pentru așa ceva, pentru că n-au trecut de 6.000 decât 2.600. Este foarte grav și, într-adevăr, ne gândim la programele legate de tineri, de pregătirea tinerilor. Nu se poate continua în acest ritm. Practic, sănătatea publică este lăsată de izbeliște și nu mai există niciun fel de pregătire fizică când joacă un rol esențial, școala și așa mai departe. Nu mai există pregătire sport de masă pentru a căli, pentru a ridica, a crește sănătos niște generații. Alte probleme, aici ar fi nevoie de o discuție mai amplă, însă vă propun să trecem în revistă datele care vin la această oră de pe scena politică. Nu ajung la candidatul Cârstoiu, că în continuare se discută în coaliție și încă nu știm exact cine îi va lua locul. Tot la președintele Klaus Iohannis mă opresc. Știm de această deplasare în Coreea de Sud, foarte importantă, vorbim de înzestrare, de înarmare a armatei române, însă a mers acolo din nou cu un avion luxos, un avion privat, miniștrii săi nu au încăput acolo și au căutat bilete separat. Despre aceste imagini cu președintele Klaus Iohannis și luxul pe care îl preferă atunci când vine vorba de avioane private și de deplasări oficiale, să ne reamintim că anul trecut, de exemplu, banii pentru deplasări au fost epuizați în primele 6 luni și bugetul administrației prezidențiale a fost refăcut. Au fost virați mai mulți bani. A fost suplimentat, da. A fost suplimentat. Ne apropiem de alegeri, nu? E anul în care politicienii parcă sunt mai pioși, nu? Și președintele Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis continuă să meargă în deplasările în străinătate, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată până acum. Deja nu mai este o știre. Dacă ar fi luat un avion de linie, ar fi fost o știre. Dar faptul că nu s-a întâmplat nimic nou, doar menționăm, a luat în continuare același avion cu care a fost în toate deplasările externe pe distanțe lungi până acum.
Practic, vedem că președintele nu schimbă stilul, consideră că așa trebuie să călătorească și așa călătorește în ciuda tuturor criticilor, observațiilor care au fost formulate până acum. Deci asta este situația și practic trebuie să o luăm ca atare. Pe de altă parte, vizita, mulțumesc, încă o dată, acest stil de deplasare umbrește și a umbrit vizitele, pentru că este o vizită foarte importantă în Coreea de Sud. Coreea de Sud este un jucător economic global și un producător major de armament. Și o problemă, iar înainte de această deplasare nu am avut parte de o prezentare din partea administrației prezidențiale care să ne explice care e motivul acestei vizite. Să vedem dacă va fi la sosire. Boarding Pass a făcut publice informațiile și fotografiile cu acest private jet pe care l-a luat președintele Klaus Iohannis. Ion Meionită, mulțumesc frumos pentru această analiză. Vreau să mergem acum la Emma Stoica, jurnalistul Digi24, care urmărește ședința coaliției la Palatul Victoria. Emma, care sunt ultimele detalii dacă a apărut candidatul care să-l înlocuiască pe Cârstoiu? Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Greu, foarte greu în momentul de față, încă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Sunt de peste 5 ore în această ședință a coaliției și pare iminent, dacă vorbim despre medicul Cârstoiu, dacă mai rămâne acesta, pare că deja o decizie, cel puțin neoficial, ar putea fi luată, însă problema rămâne pe cine pun în schimb. Este și motivul pentru care nu pot spune cu subiect și predicat că vor să retragă pe Cătălin Cârstoiu sau că l-au retras deja pe Cătălin Cârstoiu pentru că nu au numele pe care să-l pună în loc. Știm că de-a lungul timpului, în ultimele săptămâni, chiar în ultimele două luni, au tot căutat. De aceea și au ajuns la medicul Cătălin Cârstoiu. Acum sunt iar în căutări. Cu variantele luate în calcul de primar în coaliție, vă așteaptă Cristi Citre de la Fix. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem mâine.